seara. Stați un pic să dau volumul mai încet. Bună seara. Numele meu este Sorin Lucaci, sunt PR la editura Herald. Mă bucur nespus că sunteți în număr atât de mare în această seară alături de noi la un eveniment frumos. Un eveniment unde am promis că vom zâmbi, vom râde, ne vom bine dispune, ne vom bucura și vom pleca de aici cu o stare foarte bună. Evenimentul pe care noi l-am organizat în această seară, joi 8 februarie 2018, împreună cu, deci editura Herald, împreună cu Centrul de Terapie prin Râs Mandarin și, bineînțeles, alături de gazda noastră foarte călduroasă și primitoare, prietenii noștri de la librăria Seneca Anticafe, partenerii noștri media, la fel le mulțumim și lor, printre care Radio România Cultural, Book Hub, sunt aici alături de noi, de asemenea Senso TV, cu una dintre invitatele noastre, o să vă povestesc puțin mai târziu, este vorba despre Monica Dinulescu, de la Centrul de Terapie prin Râs Mandarin. Noi, în urmă cu o săptămână și jumătate, am făcut un material, am filmat pentru emisiunea de sănătate de la Senso TV tocmai despre subiectul acestei seri, despre cartea lui Leni Ravitch, Terapia prin Râs. Evenimentul din această seară l-am intitulat Cum ne vindecăm prin joc și râs. Mi-am propus, dar am pornit tot într-un stil, să spunem, clasic și tradițional, dar mi-am propus să încep seara cu o glumă ca să fim în spiritul acestei stări de bună dispoziție și de zâmbet. Am să vă spun acum, umorul și optimismul ca mod de viață sunt călătorii spirituale. Nu ai nevoie decât de 3 lucruri pentru a urca la bord. 1. Să fi câștigat marea cursă a spermatozoizilor. 2. Să fi fost născut la o vârstă fragedă. Și 3. Să fi citit această carte. Este vorba despre Terapia prin Râs a lui Leni Ravitch. Pe primele 2 le-ați realizat cu succes. Felicitări! Urmează a 3-a, adică achiziționarea cărții, care se poate face de la colegii noștri de la Seneca Anticafe la casă. Invitații noștri din această seară, cum am spus și mai devreme, Monica Adriana Dinulescu, psiholog clinician, psihoterapeut, trainer, fondator Centrul de Terapie prin Râs Mandarin. Puțin mai târziu, unii dintre voi văd că aveți, puțin mai târziu Monica ne va demonstra, ne va arăta cum lucrează cu oamenii la Centrul de Terapie prin Râs Mandarin. Cu siguranță ne vom și distra. Actorul Nae Alexandru de la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, și Teatrul de Revistă Constantin Tănase este alături de noi în această seară, prin domnul Nae Alexandru, și Marius Vornicescu. Cu Marius, chiar în urmă cu o săptămână, tot așa am făcut o emisiune despre Terapia prin Râs. Câteva vorbe despre fiecare invitat, cum a spus Monica, psiholog clinician, psihoterapeut, trainer și fondator la Centrul de Terapie Mandarin. Nae Alexandru a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, Ile Caragiale din București, specializarea actorie, clasa profesorului Mircea Bulescu în 1999. Aș menționa doar câteva piese de teatru: Idolul și Iona Napoda, Jocul cu moartea, Livada de vii și Unchiul Vanea, Parfum de mitică, Scandal în paradis, O seară la Tănase și un film, doar unul am să-l amintesc, cred că l-am văzut de vreo 3 sau 4 ori, un film senzațional, Terminus Paradis. Nu mai drag. Da. Pentru Monica
prima întrebare din periculul de întrebări din această seară. Aș vrea să ne spui cum a luat naștere centrul de terapie prin râs mandarin și de ce, de ce s-a simțit nevoia unui astfel de centru la noi și care ar fi cele mai importante lucruri pe care le-a învățat sau le-ați învățat, pentru că, uite, am uitat, vezi, emoțiile, am uitat să o prezint și pe Emilia Zăinel. Emilia Zăinel este colega Monicăi de la Centrul de Terapie prin Râs Mandarin. Ce ați învățat voi de la participanți în acești 6 ani, nu? Parcă 6 ani de la înființarea Centrului Mandarin. Bună seara, vă spun și eu. Mă bucur că ne găsim aici într-un număr atât de mare. Ați fi putut fi oriunde, de exemplu, la mall, dacă ați ales să fiți la o lansare de carte. Vă mulțumim mult de tot. Sperăm că, la final, veți pleca fiecare de aici cu câte ceva. Un pic de zâmbet în colțul gurii sau în colțul sufletului. Câteva rețete, de ce nu, despre ceea ce înseamnă amuzamentul. Și că vă veți aminti cu plăcere, chiar și citind cartea lui Leni Revic despre ceea ce înseamnă terapia prin râs. Ca să răspund la întrebări acum. Centrul de terapie prin râs mandarin a început ca un joc. A început în 2012, când criza era la cote înalte și când subsemnata s-a hotărât să plece din corporație și să-și încerce norocul pe cont propriu. Astfel am format Centrul de Terapie prin Râs Mandarin, o idee năstrușnică, trăznită, o idee care am văzut că prinde foarte mult în celelalte țări, respectiv în India, în Asia și chiar și în Europa. Și m-am gândit că ar prinde foarte bine și la români, pentru că lucrând în cabinetul fiecare zi și întâlnindu-mă cu dramele oamenilor, mi-am dat seama că poate e ceva mai mult de atât, poate pot să fac mai mult pentru oameni decât să lucrez cu fiecare în parte. Poate o formă de terapie neconvențională, o terapie de grup în care oamenii să se adune să râdă și nu să plângă sau să-și împărtășească problemele, ar fi binevenită. E adevărat că am văzut această terapie prin râs în India, unde am fost și eu și am călătorit, dar nu m-am întors de acolo ca divele iluminate și m-am întors cu o convingere, și anume că fericirea se scrie altfel, de la un continent la altul. Indienii sunt fericiți într-un fel, europenii în alt fel, asiatici în alt fel. Și asta mi-a dat de gândit. Oare ce îi face pe români fericiți și care se cheia până la urmă către zâmbetul lor, mai ales în contextul economic actual? Dintre 6 ani de zile am tot aflat răspunsuri. Rețetele sunt deosebite și diferite de la o persoană la alta. O să vă povestesc mai pe larg, totuși, când mă face și câteva mici joculețe despre ceea ce înseamnă fericirea și râsul pentru fiecare dintre noi. Un răspuns? Wow! Mulțumesc! Marius, da? Prezent. Pentru că Monica adusese vorba despre călătoria din India și o să vorbim puțin mai târziu și despre acest lucru. Din postura de profesor de yoga, știu că ai un studio de yoga, ai regăsit sau ai intrat în contact cu această formă de yoga, Hasya Yoga sau Yoga Râsului, înființată în 1995 de doctorul Madan Kataria din Mumbai? Din păcate nu, pentru că eu am fost mai mult pe partea de studiu de yoga și pe partea budistă, dar am luat contact cu ceea ce spunea și Monica de umor simplu, regăsit în absolut orice, în rândul indienilor. Și, într-adevăr, așa cum spuneai, au un umor diferit față de noi și parcă se potrivesc mai mult genul ăsta de terapii la ei și parcă noi ne încrâncinăm din ce în ce mai mult să nu râdem și să devenim serioși. Și o să continui cu un fel de mantră care mi-a rămas în urma cărții. Nu este niciodată prea târziu să ai o copilărie fericită. Eu m-am regăsit foarte mult în carte, parcă un alt eu a scris cartea asta, am fost mereu subjugat de ai mei, că ai o vârstă, trebuie să fii serios, nu mai se cade să râzi la vârsta ta.
Și na, când m-am mutat în București, m-am întâlnit și cu Monica, așa am luat contact. Ca să-ți răspund la întrebare, nu. Am luat, știam de terapia prin râs, știam de yoga râsului, se pupau foarte multe idei de respirație și combinații de genul ăsta pe care le-am regăsit și în cursul Monicăi, dar am găsit umorul ăsta natural la mine. Tu de altfel ai fost și practicant la centrul de terapie, de mult timp, da? Undeva, pentru cei care nu au citit cartea, undeva la începutul cărții, într-un soi de prefață, este un soi de legendă care vorbește despre un călugăr zen, este vorba despre Hotei, care a trăit în secolul al IX-lea, în timpul dinastiei Liang, și care mergea prin satele din China, foarte bine dispus, cu foarte mult umor, râdea tot timpul, râsul era contagios, era molipsitor, sătenii veneau la el și îl întrebau de ce râzi, ce motiv ai să râzi. Iar el nu făcea altceva decât să râdă și mai tare, și atunci toți râdeau în hohote și se întorceau acasă cu o stare de spirit mai bună, fiecare la treburile lor. Pentru Nae Alexandru, următoarea întrebare: ce te-a impresionat sau cu ce senzație, cu ce gust ai rămas după citirea, după lecturarea acestei cărți? Pentru că noi, înainte de a începe această seară, chiar vorbeam despre umorul evreiesc. Ce te-a impresionat această carte și, până la urmă, de ce ai recomanda-o, să spunem, prietenilor sau cunoscuților? Întâi am să încep altfel. Mie îmi place să râd, îmi place să râd pe față și chiar pe ascuns. Îmi place să râd, îmi place să râd și uite ce gras am ajuns. Pentru că se spune că râsul îngrașe, dar să știți că nu satură. Pe mine nu mă satură niciodată. Ați văzut, ați început să râdeți, ați început să zâmbiți. Așa îmi place, pentru că am fost învățat să scot din fiecare dintre dumneavoastră râsul. Râsul care este la îndemâna noastră. Am citit cartea. E o terapie. E o terapie prin râs și o terapie frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult în această carte un lucru minunat pe care am să-l preiau și am să-l spun și pe scenă la teatru. În această carte se spune așa: nu luați viața prea în serios, oricum nu scăpați viu din ea. Așa că umorul este al fiecăruia. E o carte frumoasă. Îmi place că se citește ușor. Nu este o carte care să scormonească prea mult în mințile noastre după anumite amintiri, după anumite gânduri pe care le-am putea găsi, vise pe care le-am avut despre anumite lucruri, ci este o carte pe care atunci când începi să o citești, nu mai lași din mână, din simplu motiv că ea atinge acolo niște puncte foarte sensibile și îți aduce aminte de fiecare dată că, indiferent ceea ce îi face, momentele plăcute din viață sunt momentele în care noi râdem, de care ne reamintim chiar și atunci când am fost copii și am făcut o poroboață și am râs după ce am luat bătaie, pentru că asta rămâne. Așadar, mi-a plăcut cartea și o recomand, pentru că, într-adevăr, veți râde, așa cum râd și eu. Ajunge? Trebuie să mai vorbesc? Nu, eu pot să spun. Pot să spun mai multe lucruri, așa cum spun și pe scenă, se zice așa: râzi puțin că-ți șa de bine și că-i senin afară, râzi că plânsul-i scump ca naiba. Vino să ne vezi diseară. Când ai unde parca mașina, râzi puțin că e de râs. Cu benzina, cu chenzina, nu noi ne-am făcut de râs. Nu. Râzi că mari infractori, râzi și ei pe seama noastră, că noi toți suntem datori ca ei în Madagascar să trăiască.
Asta este. Vedeți, râsul este molipsitor. Noi am învățat la școală că cel mai greu este să facem pe cineva să râdă. Pentru că râsul întotdeauna și comedia are totdeauna în spate o muncă. O muncă, un gând și bancurile. Bancurile, să știți că au fost scrise cu multă trudă. Sunt puține bancuri foarte bune, dar multe bancuri pe care le putem spune în această seară. Dar nu vi le spun acum. Aș ruga-o și pe Emilia să ne răspundă la aceeași întrebare. Cum ți s-a părut cartea? Atât cât ai citit din ea, înțeles că nu ai n-ai reușit să o termin. Cu ce impresie ai rămas? Bună seara! Mai dat de cuvânt. Da. Eu sunt de asemenea o mare cititoare, dar iată că n-am intrat în posesia cărții decât în seara aceasta. Am spipuit pe la Monica mai mult, însă nu e neapărat nevoie să citesc toată cartea, pentru că noi avem deja lucrurile astea, deja le aplicăm la Centrul Mandarin de vreo 6 ani de zile. Deja facem cu oamenii ceea ce Leni Revici până la urmă ne-a inspirat tuturor, că de aici a și pornit ideea Monicăi. Și mie mi-a plăcut foarte mult din capitolul pe care am citit, e că se citește ușor, adică nu e nevoie să spui mintea la contribuție, să fie studii, să te gândești ce am vrut să spună. Este o carte practică, ușor de citit și cel mai important la o carte și mai ales la aceasta de față, e că promovează bună dispoziție, da? Promovează optimismul, pozitivitatea. Și eu zic că lucrurile astea sunt foarte importante și în vremuri bune din viața noastră și în vremuri mai puțin bune, pentru că sunt secrete mici care au efect pentru toată viața. Mulțumesc! Îi mulțumim și Emilie. Ca o inserție, asta apropo și la ce vorbeam mai, ce spuneam mai devreme în Alexandru despre bancuri, despre poante, despre glume, Leni Revici are un umor extraordinar. Cartea este cumva presărată de întâmplări din viața lui pe care el le tratează cu foarte mult has, cu foarte mult umor și chiar spune la un moment dat că este foarte important să nu fim prea serioși, să ne luăm viețile, să ne luăm foarte în serios, pentru că până la urmă viața este doar un dar temporal. Spune la un moment dat Leni Revici în carte, în timpul unei cine îi tot spuneam viitorului cumnat ce fericit era pentru că se va căsători cu sora mea, pentru că așa voi putea mânca și eu costițe de miel. Coapsa mea a fost vânătă o săptămână întreagă de la atâtea ciubituri. Aș vrea să continuăm discuția și să o întreb pe Monica, care ne va povesti despre activitățile de la Centrul Mandarin și despre joculețele pe care ei le fac acolo. De când lucrez cu oamenii, în ce constau până la urmă aceste activități? Am văzut și foarte multe fotografii de la centru, fotografii cu care am ilustrat emisiunile radio și TV pe unde noi am fost invitați. Și cum vă propuneți voi, Emilia și Monica, să înveseliți oamenii și în viitor să-i faceți să zâmbească? Păi, decât să vorbim, mai bine să exemplificăm. Mă gândesc că am putea să aducem așa un plus de originalitate chiar aici. E mai bine decât să vă povestesc. Bănuiesc că sunteți dispuși să ieșim un pic din sfera serioasă și să ne ocupăm și de copilul interior. Sunteți de acord? Bun. O să mă ridic pentru că mie nu-mi place să spun neapărat jos. Stau destul în cabinet, așa că dacă am ocazia să mă manifest, o să mă manifest. Stați bine? V-ați așezat bine? Da? Bun. Haideți, toată lumea în picioare. Hai că mă ridic și eu. Toată lumea în picioare, ne întoarcem cu fața către partea dumneavoastră dreaptă. Punem mâinile pe omărul celui din față, ambele mâini, executăm masaj de relaxare 30 de secunde. Știu că nu vă cunoașteți între dumneavoastră, nu e nicio problemă, o să facem cunoștință pe parcurs. Dacă știam, mi-a degeam o femeie. Masăm și ne manifestăm. Dacă vă place, vreau să aud. Excelent. Cum am nimerit eu, bătbanul?
Și ca să fie toată lumea mulțumită, ne întoarcem acum 180 de grade pe partea dumneavoastră stângă. Și mulțumim de asemenea că este frumos să mulțumim. Tot cu masajul de relaxare. La fel îmi place să aud manifestări vocale. Ia să vedem. E bine? Da, da. E bine. Și masanca e întotdeauna binevenit, masajul sunt întotdeauna binevenite 30 de secunde de relaxare. Mai bine ne legați la ochi și alegeam noi. Și dacă mă întrebai, Sorine, cum se dă drumul la joacă la noi la centru, am în felul acesta se dă drumul la joacă. Mulțumim persoane din stânga, cu cel din stânga, cu cel din dreapta. Și avem o altă abordare deja. Acum întindem mâinile în față, căscăm, cu sunet, scotăm mâinile bine, 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 îndreptăm spatele, altă viață. Cum vă simțiți? Mult mai bine. Și o să mai continuăm și cu alte joculețe. Deocamdată voiam să aduc atenție dumneavoastră în discuție următoarea întrebare. Ce vă face oameni buni pe voi fericiți? Vă întreb pentru că e plin internetul de rețete despre fericire și cu toate acestea încă sunt oameni nefericiți. Dacă ieșim pe stradă, e de ajuns să ne dăm seama. Ce vă face pe voi personal fericiți? O să premiem și cu curajos și care răspund, să știți. Ia să vedem. Să călătoresc. Călătorire, de acord. Și mie îmi place să călătoresc. Mă banii altora. Cum să găsi acum? Ia să vedem, ce vă mai face fericiți? Pe dumneavoastră? Dumnezeu. Dumnezeu? Frumos? Foarte frumos. Ia să vedem altă variantă. Să mă joc cu pisica. Ia, deci ce simplu și ce frumos. Dumneavoastră? Bancuri. Bancuri? Astea. Bun. Aici? Domnule? Joacă cu necuței mei. Copii, deci. Joacă cu copii. Pe dumneavoastră? Ce să zic? Să întâlnesc oameni frumoși și să fiu conjurată de oameni frumoși. Prieteni buni, oameni frumoși în viețile noastre, cu toții ne dorim, într-adevăr. Iată deci câte rețete diferite de fericire. Deși se spune că fericirea este foarte greu de atins sau trebuie să îndeplinim nu știu ce condiții, gen salariu, casă, mașină, moșteniri și așa mai departe. În viața de zi cu zi, altele sunt lucrurile care ne fac cu adevărat fericiți. Și este vorba despre acele lucruri mici, simple, pe care le accesăm în viața de zi cu zi. Doar că uneori se întâmplă să uităm că le avem la îndemână. Uităm, uităm să ne dăm masca seriozității jos de pe față în fiecare seară, și la un moment dat, masca respectivă ajunge să se lipească de fața noastră. Și nu ne mai dăm seama. Nu ne mai dăm seama că ne-am transformat din acei copii zâmbitori în adulții posomorâți sau împopărați de griji, pentru care starea naturală este, de fapt, seriozitatea sau încruntarea. Vă mai aduceți aminte la școală, când făceați câte o boroboață, cât de mare era veselia și cât de mare era cheful de râs? Leni Ravici își amintește și el în cartea lui tocmai acest aspect, spunând că cu cât era interdicția mai mare, cu atât cheful de râs era mai profund și mai puternic și parcă le venea să muște din bancă de râs. E o amintire foarte frumoasă. E o amintire care stă la baza unor statistici care descriu foarte bine ceea ce se întâmplă în România în perioada noastră. Se spune că un copil râde de 400-500 de ori pe zi, pe când un adult mai râde de 20-30 de ori pe zi. Dumneavoastră mai râdeți de 20-30 de ori pe zi? Cam așa, cam așa. Apropo de statistici, Organizația Mondială a Sănătății face cât un raport în fiecare an referitor la gradul de mulțumire socială și de fericire. În acest raport, România în 2013 se află pe locul 90 din 156. România în anul 2017 se află acum pe locul 56 din 156. Nu știu dacă acest fapt se datorează faptului că de 6 ani de zile noi facem terapie primis în România. Cert este că nu stăm neapărat foarte bine, nu suntem nici la coada listei.
Cine este în fruntea listei? Norvegia, Danemarca, Islanda, Elveția, Finlanda? Și bănuiesc că știți de ce, nu mai e nevoie să vă spun. Pe de altă parte, la coada listei sunt țări din continentul african. Iată și bănuiesc că vă dați seama de ce. O altă statistică importantă este rata depresiei. Depresia se pare că a crescut cu 18% în ultimii 10 ani. Se găsește în 5% în rândul femeilor și 3,6% în rândul bărbaților. Aceste procente nu sunt însă cele reale, pentru că, mai ales în țară la noi, oamenii nu declară sau nu merg la doctor în momentul în care suferă de depresie. Așa că ne putem doar imagina că aceste procente sunt reale, dar părerea mea este că sunt, de fapt, mult mai mari. Și ca să tot facem în continuare apel la experiența dumneavoastră, aș vrea să vă întreb, tot la fel, ce vă supă în viața de zi cu zi sau care sunt principalele provocări pe care le aveți? Haideți să învățăm unii de la alții. Pe dumneavoastră? Și probabil de traficul. Total de acord, să ridice mâna cine este de acord cu domnul. Ia să vedem. Pe dumneavoastră ce vă supă? Situația în general. Situația generală. Am înțeles. Pe dumneavoastră ce vă supără? De obicei, prostiile copilor. Este și asta o supărare până la urmă. Pe dumneavoastră? În general, oamenii needucați cu care mă întâlnesc zi de zi. Să ridice mâna cine se bucură. Da, bună întrebare. Deci, după cum vedeți, sunt la fel ca motivele de fericire, motivele de supără. Păi bine, nu m-a întrebat cine mă supără? Cine mă supără, domnule? Soacră mea, că n-are avere. După cum vedeți, sunt multe motive de supărare, sunt la fel de multe motive de fericire. Și aici ajungem la una dintre marile chei ale mulțumirii. Alegerea pe care putem să o facem în fiecare dimineață. De a vedea și lucrurile frumoase din viața noastră sau de a vedea doar lucrurile mai puțin frumoase din viața noastră. E o alegere pe care nu poate să facă absolut nimeni în locul nostru. Nu poate să vină nimeni cu două găleți de optimism la ușa noastră și să zică ai nevoie pentru că avem de dat optimism. Asta nu se va întâmpla. Suntem stăpânii proprii noastre vieți și stă în puterea noastră să alegem. Nu este o alegere pe care o facem ca și rezoluție la sfârșit de an. Este o alegere pe care o facem în fiecare dimineață. Și acum o să vă invit să faceți alegerea de a fi foarte cinstiți și curajoți, pentru că avem un mic concurs. Avem aici 3 minciunțe antistres și aș vrea să le ofer acelor dintre dumneavoastră care au curajul să împărtășească propria rețetă de fericire. Personal. Ce vă face cu adevărat fericit? Și nu vreau să văd răspunsul de pe internet. Ia să vedem. Atunci, pentru mine e foarte important ca oamenii de fiecare dată să fie capabili să se poată conecta cu mine. Și de aceea eu răspund tot timpul de la foarte bine sus. Pe lângă asta, mai aplic și o rețetă mai pragmatică, și anume, mă uit la orice situație și dacă, să zicem, îmi place, mă bucur de ea și îmi exprim gratitudinea, și dacă nu, încep să văd ce pot să fac în privința aia. Dacă pot să fac ceva, acționez în consecință și dacă nu, asta e. Nu putea să confrunt. Devine realistă până la urmă asupra vieții. Îmi face pe dumneavoastră fericit. Da. Mulțumim frumos să-l aplaudăm pentru curaj pe domnul. Mai avem timp să mai auzim două rețete de fericire. Ca să vedem. Adică este numele meu. Ce mă face pe mine fericită în fiecare zi, când vin de la muncă și ajung acasă, am un câine care în fiecare zi mă așteaptă dând din coadă și când intru pe ușă, îmi fură papucii. Asta e prima grijă. Și am o porție de râs de fiecare când ajung acasă. Și e în fiecare zi. Deci eu sunt în fiecare zi fericită. Deci, animăluțul de companie și micile bucurii pe care vi le aduce acesta. Da. Foarte frumos. Mulțumim mult de tot. Aveți cadou din partea noastră. Mulțumim de stres. Atenție cu câinele, corect. Haideți să mai auzim o rețetă de fericire. Tot la fel. Sinceră.
Eu am două rețete de fericire. Mă numesc Raluca. Și prima rețetă se aplică în fiecare zi. În fiecare zi îmi place să fac ceva bine la serviciu, astfel încât să am satisfacție din ceea ce am făcut, din locul în care petrec cel mai mult timp din fiecare zi a mea. Și cealaltă rețetă, pe care din păcate nu pot să o aplic decât foarte rar, este să merg desculță prin ea. Ce frumos! Ce frumos! Mulțumim mult de tot! Să vă înveselească și în momentul în care nu aveți ocazia să mergeți discursul prin iarnă. Iată deci un mic exercițiu de sinceritate și de curaj care scoate la lumină faptul că fiecare dintre noi avem propria cheie către fericire. Această cheie este într-unul din buzunarele noastre. Trebuie doar să băgăm în buzunar și să vedem cum arată cheia noastră personală către fericire. De asta v-aș sfătui să nu mai căutați sau să încercați să nu aplicați neapărat rețete universale, rețete care garantează fericirea în 3 zile, rețete care vă garantează schimbarea vieții în 3 zile, pentru că nu sunt decât niște exerciții mentale. Pentru ca schimbarea să se întâmple cu adevărat, ea trebuie să urce în conștiință și să coboare în atitudini față de viață. Dacă acest traseu nu este parcurs, este doar o schimbare la nivel mental și vă ține 3 zile ca minune din poveste. Să trecem acum mai departe și că tot ne-am deschis un pic și am început să interacționăm unii cu ceilalți, o să vă invit să vă bucurați de încă un exercițiu pe care noi la Centrul Mandarin îl facem de 6 ani de zile și pe care îl facem și în companie și aduce zâmbete pe buze. Este acel exercițiu cu baloane de săpun. La intrarea în sală ați primit fiecare cât un dispozitiv de făcut balone de săpun. Noi ne place să ne numim dispozitive de reconectat cu copilăria. Și aș vrea să vă invit ca împreună să picurăm un pic de magie în creuzetul sufletului, să facem baloane de săpun cu toții, cunoscuți și necunoscuți. Încercați să nu le agitați, pur și simplu doar suflați. Deci mai relaxat. Și aș vrea să vă invit să vă întoarceți cu fața unii către ceilalți și să împărtășiți aceste momente. Puteți să vă ridicați și în picioare și să vă dați voie să redeveniți pentru câteva secunde copii. Și de ce nu? Să râdeți! Și acum să încercăm să facem cu toți baloane de săpun în același timp și să umplem această minunată locație să ne bem un cafe cu un pic de magie. 1, 2, 3 și... Foarte frumos! Cui nu e baloanele, stați liniștiți, este expiratul! Foarte frumos. Mai încercăm o dată. 1, 2, 3 și să fie magie în viețile noastre. Și uite așa se umple sala de copii. Începsează copiii la ideal. Dispozitivele le păstrați, le luați acasă cu dumneavoastră. Și dacă nu le revindeți așa cum sugerează maestru, puteți să le folosiți în acele momente în care sunteți triști sau în care aveți nevoie de un pic de reconectare. Sunt elemente mici. Sunt niște metafore ale lucrurilor mici care au putere totuși în viața noastră, în care s-a ascuns taine mari, care au ocazia să ne influențeze viața, ci alături de cartea lui Leni Revici, pe care îmi doresc să o citiți pentru că, așa cum spunea Sorin, este o terapie, să plecați de aici cu zâmbetul pe buze și să vă aduceți aminte cu plăcere de cele întâmplate aici. Nu în ultimul
primul rând vă așteptăm și noi în martie la Centrul de Terapie prin Răzmandarin, unde facem numai lucruri neserioase, dar vesele. Ne jucăm, ne reconectăm cu copilul interior și toată lumea pleacă acasă cu zâmbetul pe buze. Vă mulțumesc mult de tot pentru că ați avut curajul și nebunia să participați la aceste mici joculețe care nu se întâmplă de obicei la lansările de carte. La noi nouă ne place să facem lucrurile altfel. Și vă las în continuare pe mâini sigure. Mulțumesc mult! Aș mai vrea să fac o mică completare înainte să îi dau cuvântul lui Alexandru, referitor la ceea ce a spus Monica. Într-adevăr, există mai nou un soi de știință care se numește economia fericirii și care există în state dezvoltate și nu numai, aș da exemplu aici în Marea Britanie. S-au făcut tot felul de studii privind indicele de fericire al popoarelor, al populației diferitelor țări și așa cum spunea Monica, locul 58 suntem noi, la egalitate cu, dacă nu mă înșel, sau în orice caz în apropiere cu Ucraina, Republica Moldova și Egipt, bulgarii. Puteți să seamnă și bulgarii sunt după noi. Și foarte interesant este faptul că, mă rog, până la urmă, eu l-am văzut ca pe un soi de paradox. În țările latine, în țările din America Centrală și America de Sud, Ecuador, Guatemala, Honduras, Venezuela, Cuba și așa mai departe, acest indice al fericirii era destul de crescut. În condițiile în care dezvoltarea acestor țări din punct de vedere economic, financiar, este scăzută. Știi că ei se confruntă cu sărăcia. Și mă gândeam și mi-am dat seama că, de fapt, există în gena sau în genomul, în ADN-ul fiecarei națiuni, există ceva acolo pentru a fi fericit sau nefericit. Ei se întâlnesc chiar dacă sunt săraci în Brazilia și în alte țări. Dansează exact samba și tot felul de ce au ei pe acolo și se bucură de viață fără să le trebuiască prea mult. Și sunt țări dezvoltate precum cele din Occident, unde indicele de creștere economică este foarte mare, dar lumea nu este atât de fericită. Bine, în cazul nostru noi am avea toate justificările din lume. Da, am fost provocat puțin și am să merg pe această provocare pentru că am avut șansa extraordinară să cunosc în scurta mea viață personalități din domeniul artistic alături de care mi-am petrecut ceva vreme. Și cunosc niște întâmplări foarte frumoase și foarte haioase pe care sunt convins că mulți dintre dumneavoastră nu le cunoașteți pentru că nu aveți de unde. Și vreau să vă spun că de cele mai multe ori în culise, în spatele scenei, se întâmplă niște lucruri atât de comice și atât de interesante, pe care mulți dintre dumneavoastră nu aveți de unde să le cunoașteți și nu aveți de unde să le știți. Și am să vă dau câteva exemple pentru a vă stârni puțin râsul. Povești care în lumea noastră teatrală circulă cu o repeziciune extraordinară în culise și în cabinele teatrelor, întâmplări și povestiri extraordinare despre mari actori pe care i-am avut sau pe care i-avem. După cum știți, am avut șansa extraordinară să stau pe aceeași scenă timp de 10 ani cu marea actriță Stella Popescu, care din păcate ne-a părăsit anul trecut fulgerător. Și domnia sa a avut, la un moment dat, bucuria și plăcerea să ne povestească o întâmplare absolut senzațională care a avut loc acum 30 de ani pe scena Teatrului de Comedie, într-un spectacol de comedie în care doamna Stella Popescu juca, o montare destul de interesantă, se numea Trei Surori, după Cehov, dar cu o distribuție extraordinară, având-o pe Stella Popescu, pe Vasilica Tastaman, pe Iurie Daie, pe Cornel Vulpe, pe Silviu Stărgulescu, pe Mircea Șepchilici, actori importanți. Și într-o zi, la spectacol,
De obicei nu se întâlneau partenerele cu partenerii să-și repete, erau actori care se știau, se cunoșteau de ani de zile și într-o zi la spectacol, când doamna Stella Popescu se afla în scenă, urma să aibă o scenă cu nimeni altul decât actorul Silviu Stănculescu. Și se întâmplă următorul moment. Se dă replica, ies celelalte personaje, intră Silviu Stănculescu, era o scenă în care Silviu Stănculescu, un general de armată rus, îi face curte nimeni alteia decât personajului principal, Olga, interpretat de Stella Popescu. Stella Popescu se pregătește, își pune ceai în cană, se uită către actor, actorul frumos, demn. Ați venit, domnule colonel, luați loc. Silviu Stănculescu se așează și trebuia să aibă loc dialogul. Stella Popescu se așează lângă Silviu Stănculescu, iar Silviu Stănculescu spune: Stella Popescu se înverzește. Ați spus ceva, domnule colonel? Ce se întâmplase, doamnelor și domnilor? Silviu Stănculescu era într-o zonă bahică euforică care se manifesta printr-o luciditate perfectă a omului Silviu Stănculescu, imposibilitate a articulării cuvintelor. Vreau să vă spun că marea actriță Stella Popescu a condus scena, l-a scos din scenă pe Silviu Stănculescu, publicul nu și-a dat seama că Silviu Stănculescu de fapt ar fi trebuit să spună ceva inteligibil, iar colegii au felicitat-o pe Stella Popescu. Asta este o întâmplare. O întâmplare foarte haioasă care mi-a plăcut, e adevărat, am văzut-o, povestită de Florin Piersic, senzațională. Florin Piersic, invitat în China la proiecția filmului, știți? La proiecția filmului Drumul Oaselor. O știți? Nu știți. Și la un moment dat s-au dus la chinezi. Și s-au dus la chinezi și Florin Piersic, în primul rând, cu Sobicec, cu Marga Barbu. Și începe filmul. Ei au crezut că e scris. Ei mă râd. Ei, bineînțeles, voi ce le dublează ăștia. La un moment dat, Florin Piersic mânca semințe. Buză, bă, băiatule, mă cheamă Mărgelatu. A zis Florin Piersic. Chinezii n-au înțeles. Și în momentul când el a aruncat sămânța și a zis băi, ești nebună, și au băgat pistoale. Și n-au înțeles că e sămânța și au băgat pistoale pe scuipatul de semințe al lui Florin Piersic. Din asta iese umorul. Altă întâmplare extraordinar de caioasă. Gică Petrescu, am multe, dar vi le spun pe alea frumoase. Gică Petrescu, de 8 martie. Teatru de operetă, București. Fosă, fosta sală de operetă cu orchestră în fosă și așa. Gică Petrescu, Dumnezeu să-l ierte, o vârstă respectabilă, cânta. Cum ar fi aici. Nu vreau să exemplific, că chema salvarea. Și Gică Petrescu cânta. Hai toată lumea, mâinile sus! București, București, capitala țării ești, București, fetițe dulci, ca București. Și Gică Petrescu, cu reflectoare în față, bineînțeles că nu vede. București, 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 București. Aaaaaaa! Gică Petrescu peste fosă, peste orchestră, peste aia. Publicul în sală a făcut... Dumneavoastră râdeți că eu vă povestesc, dar publicul din sală a făcut... Baletul din sală, din spate, s-a oprit! Ce facem? Au rămas în Bamanda Liu. Ce facem?
Gică Petrescu cu peruca într-o parte, de sufos să zice: n-am nimic, n-am nimic, n-am nimic, sunt aici. Asta se întâmplă în teatru. În teatru se mai întâmplă alte lucruri foarte frumoase, cum ar fi: am un coleg extraordinar care îi place să citească. Și într-o zi mi-am gândit să-i facem o poantă. Ce poantă să-i facem? Venea și citea. Terapia prin râs. George, hai la scenă că intrăm. Da, imediat. Neasem, pleca la scenă. O seară, două seri, trei seri, patru seri. Hai mă să-i mutăm semnul ăsta. Hai să-i mutăm semnul. Și în fiecare seară îi luam semnul și îl mutam mai în față. Totul a culminat așa. Într-o seară vine de la scenă, grăbit, am văzut repede să citesc cartea, că mai am cât mai e publicul, mai am, mai am. Și iau ochelarii, începe să citească și după 5 minute zice: îmi bag picioarele, că eu am mai citit cartea asta odată. Vedeți cum... Nu vreți să știți cum se leagă pantalonii. Cum într-o seară unui coleg, toate hainele, știam că are ciubuc, la noi ciubuc, te pleci după spectacol, ai treabă, te mai duci, mai faci ceva. Măi, ce-i facem ăsta, că se grăbește? I-am luat pantalonii, i-am înodat. Cămașa, mânecile, i-am înodat. Pantofii, i-am luat și i-am bătut cu cuie. Și ăla a venit în scenă grăbit să plece la ciubuc. Rodica, cabiniera noastră se numește Rodica. Rodica, repede hainele. Și-a aruncat hainele, hainele mele. E, și când a luat hainele a zis: ce-ați făcut, mă, vagabonzilor? O jumătate de oră a trebuit să-și desfacă hainele. N-a mai ajuns la ciubuc. Înțelegeți? Asta se întâmplă. Sau, Dumnezeu să-l ierte, Gheorghe Dinic era recunoscut. Și la un moment dat, și cu asta termin, la un moment dat o poantă extraordinară care circula era așa. Într-o seară, într-o dimineață, de fapt, vine taxiul în fața cârciumii să îl ia pe Gheorghe Dinică. Gheorghe Dinică se așează în mașină. Bună seara, domnule, bună dimineața, domnule Dinică. Ai noroc. Unde mergem? Drum acasă. Adresa? Dobitocule, dacă știam unde mai stau, te mai chemam. Asta este frumusețea vieții, au știut să râdă și de obicei în lumea noastră, în lumea actorilor, trebuie să luăm viața puțin în râs ca să ne putem face profesia. Și vreau să vă mai spun că Demă Rădulescu avea o vorbă senzațională și spunea că este foarte greu de făcut umor, pentru că întotdeauna cel care face umor se află la graniță. Zice, meseria de actor și mai ales meseria de actor de comedie este gard în gard cu spitalul de nebuni. Înainte de a da drumul la întrebări, vreau să dau un pic din casă, din casa Mandarin. Am mai discutat noi asta și cu alte perioade și mi-am tot spus-o și în alte emisiuni, nu știu dacă ai urmărit. E un eveniment care pe mine m-a marcat pozitiv de câte ori am fost acolo la tine. La una dintre sesiunile cu joculeți, așa cum ați făcut și voi mai devreme, la un moment dat mi-a tras atenția o doamnă contabilă, ți-am mai spus eu de ea, la vreo 55 ani, care se vedea pe ea că era împovarată de viață și tristețile o apăsau și toată fața ei era trasă în jos. Omul când râde și fericit și are toate motivele de a sări în sus, știți că e mai canoie, da? Da, e mai rotund. Și când s-a descris fiecare, a zis două, trei vorbe despre el,
când a venit rândul dânsei, a spus că nu mi-aduc aminte când am râs ultima dată. Și părea că a trecut ceva timp. Și asta m-a întristat așa un pic și am urmărit-o 2-3 săptămâni să-i văd evoluția, dacă e. Și am văzut-o chiar din prima seară, cum la balonașe și la joculețele pe care le făcea acolo, începea să-și dea voie să râdă și să chicotea, să-i bucura, chiar scoatea copilul interior la suprafață și mi-a plăcut asta. Și de la ediție la ediție era alt om. Și am zis, asta într-adevăr e terapie, e altceva. Nu e o, așa cum am crezut la început, terapie, credeți, e o gașcă de oameni care se adună, să zică, bancuri care mai de care și ne hăhăim și râdem, e altceva. Era ceva profi și am văzut evoluție și am zis, ok, jos părere. Mulțumesc, într-adevăr, mi-aduc aminte de doamna respectivă, deși sunt sute de oameni care ne-au trecut pragul. Treaba asta chiar funcționează și apropo de Leni Revit și de vârsta lui, nu știu dacă știți, dar autorul acestei cărți are 80 de ani. În continuare, la vârsta de 80 de ani, dansează pe scenă, susține workshop-uri și dacă pentru dânsul rețeta aceasta a funcționat și anume să facem haz de necas sau să ne bucurăm de micile plăceri ale vieții sau pur și simplu uneori să nu ne luăm foarte serios, cu siguranță funcționează și pentru noi și merită încercat. Și de-a lungul timpului, toți oamenii pe care am avut la centru au demonstrat acest lucru. Am avut la un moment dat trei generații. Am avut fiică, mamă și bunică. Bunica avea tot 80 de ani. A dat bunica respectivă niște lecții de viață pe care nu o să le uităm niciodată. Cum râdea și cum dansa și cum reușea să se reconecteze cu copilul interior, dar mi-a fost dat să văd și avea 80 de ani. Așa că părerea mea este că nu vârsta din buletin este cea care ar trebui să ne dicteze cum ne simțim, ci mai ales sufletul nostru, capacitatea de a rămâne vii în fiecare zi și, nu în ultimul rând, capacitatea de a posta un zâmbet pentru noi înșine. Să ne uităm dimineața în oglindă sau când avem un moment de respiro. E important să ne conectăm cu noi înșine. Și atunci când o facem, să nu o facem într-un mod trist, reproșându-ne. Iar n-am reușit sau iar n-am făcut sau iar n-am plătit facturi. Important este să o facem într-un mod pozitiv și într-un mod optimist, pentru că se poate. Și nu în ultimul rând, important este să ne dăm ocazia să râdem. Mergem la teatru. E foarte important. Acolo putem râde. Mergem la concerte. Ne bucură sufletul. E un alt fel de zâmbet al sufletului. Citim o carte, terapia prin râs. Sunt doar câteva elemente, dar stă în puterea noastră. Mulțumesc, Marius, că ai adus aminte de, mi-a adus aminte de doamna respectivă. E un simbol, într-adevăr. Aș vrea să am găsit niște lucruri interesante și văd că Marius, citind cartea, le-a și subliniat, așa cum face el, de regulă cu cărțile pe care le citește, sunt foarte subliniate. În capitolul 6, intitulat Râsul spiritual, cu un motto foarte interesant, lumea poate fi văzută în două feluri. Nimic nu este un miracol, sau totul este un miracol, spune Albert Einstein. Umorul este spiritualitate, iar spiritualitatea este umor. Un arab bătrân și înțelept a spus cândva că Dumnezeu este un umorist care interpretează un rol în fața unui public căruia este teamă să râdă. Odată ce ajungem să considerăm cu toții treaba asta numită viață o glumă cosmică, nu avem altă soluție decât să râdem. Și aș încheia cu un mic și un foarte scurt poem pe care l-am scris în urma lecturării acestei cărți a lui Leni Revit, Terapia prin râs, în urmă cu vreo lună de zile, o lună și jumătate, care sună așa, atât vă zic, nu vă luați viețile prea în serios, pentru că dăunează grav stării de bine. Restul sunt detaliile semnificative. Dacă invitații mai au ceva de adăugat,
pentru că ai spus despre capitolul 6, e aici o glumă pe care am să o preiau. Sigur, aici e pusă altă cifră, eu o aduc la vârsta mea. Să știți că sunt căsătorit de 15 ani, sunt încă îndrăgostit de aceeași femeie de 15 ani, iar dacă soția mea află cine este, ne va ucide și pe mine și pe ea. Mi-a plăcut foarte mult această glumă și este foarte bună pentru că eu am un monolog despre femeie și despre nevastă care începe cam așa. Eu cu nevastă mea mă înțeleg foarte bine. Noi doi ne înțelegem de fiecare dată prin semne. Uitați, și acum am un semn aici, m-am legat. Ați văzut, e important să râdem, râdeți în continuare și eu vă aștept la teatru, să râdem împreună la spectacolele pe care le avem la Teatrul Constantin Tănase. Și să știți că umorul, comedia, va funcționa, va merge cât va exista omenirea, cât va fi omul, cât vom trăi, cât vom exista ca ființe, pentru că avem nevoie de râs, avem nevoie de umor, avem nevoie de comedie și noi, actorii, avem nevoie de dumneavoastră, de dumneavoastră care aveți nevoie de râs. Haideți să vedem! Recomand cartea clar de la un capăt de la celălalt. Am râs aseară de... Cred că mi-am trezit vecinii. M-am pregătit foarte mult în carte. Și mi-am adus aminte că, exact cum spuneai și tu mai devreme, Monica spune, cu cât interdicția era mai mare, cu atât devenea să râde mai mult. Eu cele mai mari crize de râs pe care le-am avut, dar crize de crize, au fost la niște mormântări. Nu o să le spun ce s-a întâmplat acolo, dar a fost la trei. E o carte foarte bună de făcut cadou, de citit și de făcut cadou. Bun, dacă asta a fost tot, noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Cum am spus și la început, că ați venit în număr atât de mare. Vreau să le mulțumesc invitațiilor noștri din această seară care au fost alături de noi. Suntem foarte onorați de prezența lor. Naia Alexandru de la Teatrul Constantin Tănase. Și același îndemn îl fac și eu, cum l-a făcut și Naie, mergeți la teatru, este un lucru extraordinar care ne bucură inimile, ne bucură sufletul. Mulțumim Monica Dinulescu de la Centrul de Terapie Progres Magdalena. Marius Vornicescu, prietenul nostru. Emilia Seinel, colega Monica de la Centrul de Terapie Progres Magdalena. Partenerilor noștri și gazdei noastre din această seară, librăria Seneca Andy Cafe, de fiecare dată o gazdă foarte primitare, foarte călduroasă. Sperăm ca și pe viitor să organizăm aici la Seneca Andy Cafe evenimente la fel de reușite, evenimente la fel de frumoase, cu mesajul să râdem, să zâmbim, să ne bucurăm de viață. Încheiem această seară și, repet, cu mesajul antevorbitorilor mei, citiți această carte, Terapia prin râs, colecția Terapia Editurii Herald, scrisă de Leni Revici, pentru că este o carte care merită și care ne va bucura sufletul. Mulțumesc!